Miercuri 11 februarie, în prezența oficialităților locale și județene, noua clădire a școlii gimnaziale numărul 4 din Vatra Dornei a fost inaugurată. Investiția cărei valoare depășește 3 milioane de lei a fost finalizată după ce Consiliul Județean Suceava și Primăria Vatra Dornei au alocat fiecare câte 800.000 de lei. Președintele Consiliului Județean Cătălin Nechifor alături de primarul Ilie Bancheș au fost prezenți la inaugurare. Într-adevăr și chiar dacă în urmă cu 7 luni plecasem la această bătălie, să spun, un alt plan, pentru că atunci ne bazam o sumă mai mică, a fost cea finanțară pe care Consiliul Județean Suceava a acordat-o începând de urmă pentru actul de lucrări, era vorba la 1.800.000 de lei vechi. Între timp am găsit ajutor și din partea Guvernului, prin PNDL s-a susținut financiar restul de executat și așa că astăzi, la mijlocul de februarie, școala 4 este gata. Sper să poată fi găsit și un nume propriu pentru școala 4, așa cum este liceul Vasile Deac sau Moluca, pentru că și școala 4 va fi găsit un nume care să aibă rezonanță din fațul domeniului. Și vreau să vă spun că în această vară, când am plecat la drum, ne gândisem pe banii care avem atunci la dispoziție la o variantă intermediară. Eram în plan să facem doar parcurs și etajul din banii care erau atunci la dispoziție, dar, repet, prin asistența financiară care a venit și în partea guvernului, iată că școala s-a finalizat, am remarcat și eu, am făcut pentru și în interior și în exterior. Arată foarte bine, școală modernă, școală bine echipată, încăldură, cu tot ce trebuie. Și sper ca cei care sunt elevi aici, care sunt profesori, să aibă într-adevăr ceea ce își doresc. Față de ce era la fostul local, la anul în care a funcționat școala 4, 100 și ceva de ani, nu există termen de comparație, acum erau și riscuri cu privire la siguranța elevilor. Asta a fost, de fapt, și dorința noastră de a ajuta financiar, pentru că în momentul în care discuți despre școală, trebuie să găsești soluții pentru a crea și un mediu plăcut, dar și condiții de siguranță. Vreau să felicit și cadrele didactice că au avut tenacitate, au avut curaj, au avut încredere și iată că soarele a ieșit la Vatra Dornei astăzi. Prioritatea a devenit pentru simplu motiv că la școala veche, la hanul care văd și eu în față acum și la TV probabil, existau foarte multe dificultăți legate de siguranța copiilor și a profesorilor. Sunt planșei care nu rezistă, sunt inclusiv holuri de acces care sunt complet degradate și sunt și cu pericol de prăbușire. Și n-aș fi dus, Doamne ferește, să fim în situația în care se fie avut un eveniment neplăcut la Dorna. Asta a fost, de fapt, rațiunea pentru care am încercat și am găsit soluție și vreau să mulțumesc tuturor celor care au înțeles acest lucru, s-au preocupat, s-au mobilizat și totuși 7 luni de zile de muncă la școala 4 au trecut poate chiar foarte repede și, cum a spus și noastră, sunt convins de faptul că la un dat nimeni nu mai credea că școala 4 va putea fi făcută. Este nevoie ca autoritățile locale, din banii care au aduce de taxe impozite, de transferuri care sunt pe echilibrare de la stat, să poată găsi resursa financiară. Noi am intervenit pe un caz de forță majoră și am făcut lucrul ăsta întotdeauna când a fost necesar. Doar să reamintesc faptul că la Vatra Dornei am mai avut un moment dificil cu privire la furnizarea agentului termic și atunci am găsit formula prin care să putem asigura resursa financiară. În rest, obligația aparține de autoritatea locală, dar noi suntem îngăiți și încercăm să-i îndrumăm și spre zona de proiect europene, pentru că vine un nou exercițiu financiar, așteptăm cu toții noile proiecte europene, școlile sunt eligibile, la fel sunt eligibile și modernizările urbane care țin și de zona de blocuri și zona de străzi, de infrastructură. Și ca o completare aș vrea să vă spun că Vatra Dornei este în continuare în atenția noastră privitor la programul de apă canal care se derulează în prezent și care va fi continuat și în viitor. La școala numărul 4 din Vatra Dornei sunt înscriși 350 de elevi și predau 23 de cadre didactice, iar până în prezent procesul de învățare s-a desfășurat în condiții improprii, într-un vechi han de peste 100 de ani.